Fetele de la CSM Dunărea Giurgiu au avut un prim mare succes sâmbătă acasă în fața echipei Spartak București. A fost un meci pe care antrenorul Virgil Georgescu l-a pregătit aparte, mai ales că giurgiuvencele înregistraseră două înfrângeri în debutul campionatului. Un meci în care fetele s-au mișcat mult mai bine vis-a-vis de prima etapă pe care am avut-o acasă cu Piatra Neamț. Așa am ajuns și la rezultatul de 32-22 pentru noi, eliminând multe din greșelile pe care le-au făcut în primul meci, adică, între altele, 30 de șuturi singure cu portarul, clare, pe care l-au ratat în primul meci. Meciul de sâmbătă se anunță deosebit de dificil, pentru că adversarele giurgiuvencelor sunt puternice, iar echipa bucureșteană are un target ambițios. Meciul pe care îl avem sâmbătă, la Sala Floreasca cu echipa din București, Școala 181 SSP București, este un meci foarte dificil pentru că această echipă anul trecut a terminat pe locul 3. Au strâns tot ce este mai valoros în segmentul 19-21 de ani. Au și două fete mai în vârstă bune, care le țin pe cele mai tinere în frâu. Antrenorul de la 181 și-a declarat intenția că vrea să promoveze anul acesta în Liga Națională. Meciul de mâine se va disputa la Sala Floreasca din București cu începere de la orele 13. Înainte acestei partide, giurgiuvencele se află pe locul 8 în clasament, cu 3 puncte, golaveraj 86-93.